Prieteni dragi, bine v-am regăsit la partea a doua și ultima a povestirii Anastasiei Romanov. Înainte să continuăm, știți de ce este interesantă istoria? Nu doar pentru istorioarele fabuloase pe care ni le aduce în atenție, care pot fi cunoscute din felurite unghiuri și perspective, nici prin faptul că uneori istoria se repetă, surprinzător de exact. Istoria este fascinantă prin faptul că are incredibila capacitate de a crea bucle temporale atât de surprinzătoare și de incitante încât ne întrebăm care e misterul lor și dacă nu cumva au un scop anume. Prin aceasta îmi doresc să vă amintesc o istorioară pe care am mai spus-o aici, la Timpuri Repovestite, despre prima țarină a Rusiei, Anastasia Romanov. Cu ocazia acestei povești spuneam că dinastia Romanov a început și s-a terminat după un arc de 300 de ani cu Anastasia, o altă Anastasia, una născută pentru a fi o adevărată regină într-o zi. Doar că, pe când avea 16 ani, viața ei și a întregii sale familii a luat o cotitură bruscă și iremediabilă. Tatăl ei a abdicat și, dincolo de faptul că monarhia n-a mai fost dorită în stat, ea și ceilalți membri ai familiei au fost arestați. Au fost plimbați în izolare de plină prin variate case, unde au fost nevoiți să se întrețină efectuând treburi simple, domestice. Într-una dintre mutări, la patru volc, toți cei cinci copii ai familiei au făcut rubeolă. Apoi au început să aibă felurite probleme de sănătate. Olga, fiica cea mare, a început să aibă probleme cu intestinul gros. Tatiana, o inflamație la ureche care i-a provocat o rupere de timpan. În plus, granducesele, datorită unui cumul de traume suferite, alimentație proastă, medicamente puternice și condiții igienice improprii, începeau să piardă păr în șuvițe foarte groase și trebuiau să facă față și apariției păduchilor. Peste toate acestea se mai adăuga și evidentul fapt că se dorea a se pedepsi cu orice preț familia regală. Tinerile fiice au fost tunse la zero, rase. Alexei, fiind scutit de această umilință, a insistat ca și lui să-i fie ras părul definitiv. În tot acest timp, bolșevicii aveau ca obiectiv ocuparea punctelor cheie din Rusia, dând naștere a ceea ce se numea Revoluția din octombrie 1917. Condițiile de detenție, chiar dacă erau la domiciliu, veneau tot mai dure pentru familia Romanov și Nicolae era amenințat cu un proces civil. Țarul, țarina, fiica mai mare au fost deportați la Ekaterinburg ulterior, urmând ca în câteva luni mai târziu să li se alăture și celelalte trei fiice, Tatiana, Maria și Anastasia, împreună cu Alexei, care continua să aibă necesități de îngrijire din cauza hemofiliei sale. Se spune că unele surori au cusut în poalele hainelor câteva bijuterii furate, păstrate, la îndemnul mamei lor, care le scria scrisori codificate. La Ekaterinburg n-au zăbovit foarte mult. Guvernul provizoriu a fost înlăturat de către bolșevici, care au instaurat Republica Socialistă Sovietică Rusă. Închisoarea Anastasiei și a familiei ei se făcea tot mai stringentă. Gardienii care îi păzeau le interziceau să vorbească alte limbi în afară de limba rusă, li se adresau folosind prenumele și nu ranguri regale, ferestrele erau zăvorâte, acoperite cu ziare și vopsite, iar pe afară aveau bătute grilaje metalice. Unica fereastră prin care putea intra aerul și care permitea oarecare ventilație era aceea din camera în care locuia Anastasia și câteva surori, pentru că era o fereastră care făcea imposibilă aplecarea în afară. Anastasia chiar a încercat să scoată chipul pe fereastră, însă imediat un gardian a tras un foc de armă. Vederea figurii unui membru regal putea fi un semnal pentru oricine altcineva care probabil ar fi facilitat eliberarea familiei. Prezența familiei regale la Ekaterinburg era absolut secretă și mulți ruși se întrebau dacă țarul și țarina mai trăiau. Despre Romanovi în presă nu se mai scria nimic. Cei care făceau parte din familia Romanov, frați, surori, rude apropiate țarului, încercau care cum puteau să fugă din Rusia. Unii dintre membrii familiei regale chiar au reușit să se ducă până în Crimea, de unde în mare parte au fost preluați de nave de război britanice. Ne imaginăm că o întreagă mașinație de trupe a venit în sprijinul membrilor regali în vreun mod, că țarina până la urmă avea descendență britanică, era Alix de Hesse și Rin, iar mama ei era prințesa Alice a Regatului Unit, fiica reginei Victoria. Familia Anastasiei Romanov n-a putut fi reperată în niciun fel. Iar dacă apăreau unele bănuieli că s-ar fi ghicit locația lor, ei bine, ei veneau mutați imediat.
Dacă doreau să iasă din cameră, trebuiau să sune un clopoțel și, de regulă, ieșirea din încăpere era doar pentru a se spăla sau pentru a folosi toaleta. Nici ziarele nu mai erau permise, iar familia regală era ruptă de orice informație, de orice se întâmpla în țară, în afara casei în care stăteau provizoriu. Aveau voie la câteva minute de plimbare prin grădini, dimineața și după amiaza. Dar Anastasia nu se dezmințea în a fi în forma ei bine dispusă, chiar și în captivitate. În memoriile lui, un gardian de la casa Ipatev își amintește că Anastasia era prietenoasă și foarte amuzantă, în timp ce alt gardian spunea despre ea că era un diavol fermecător. Era plină de viață și îi plăcea de minune să joace piese de teatru cu câini, ca și cum ar fi fost la circ. Nu doar susținătorii monarhiei, care deveneau tot mai slăbiți, erau problema pentru socialiștii ce aveau interes să țină această familie pierdută, însă undeva, în Cehoslovacia, mai existau niște conflicte care, în opinia socialiștilor de la conducerea noii Rusii, ar fi avut interesul să elibereze Romanovii. Așadar, această momeală politică, familia Romanov, adică, trebuia să dispară. Prin urmare, ordinul să fie împușcați a sosit ca o unică soluție ca să mențină în picioare noul socialism. Era 1918, an greu pentru multe familii regale din Europa. Familia locuia în casa Ipatev, în care se luaseră cele mai mari măsuri de detenție. Odată ce se deduse ordinul de a fi lichidați prizonierii, șeful bolșevicilor care coordona operațiunea trebuia să pregătească toate cele necesare ca totul să fie executat întocmai, inclusiv debarasarea de cadavre. Așadar, a organizat sosirea unui camion ce avea să transporte victimele, ele însă le având să fie lichidate musai în acea noapte de 16-17 iulie 1918. Însă șcălăul Iacov Iurovski, cel care a coordonat operațiunea, povestește cum s-au derulat faptele, creându-se unele devieri și întârzieri în program. În principal, camionul trebuia să sosească la miezul nopții, dar a venit mai târziu, creând oarecare tensiune, iar cele 12 revolvere care fusese pregătite în decursul zilei de 16 iulie erau înmânate unor bolșevici cu sarcini precise. Prin omul de legătură al bolșevicilor, medicul Botkin, familia imperială vine trezită din somn și chemată de urgență în beciul casei. Multiple surse afirmă că se dorea o poză de familie, însă Iurovski, cel care a dat raport detaliat câteva zile mai târziu despre acțiunile sale, a precizat: i-am spus să-i trezească pe toți pentru că în oraș era tulburare și era periculos pentru ei să rămână la ultimul etaj. De asemenea, i-am spus că îi voi muta în alt loc. Adunarea tuturor a consumat mult timp, aproximativ 40 de minute. După ce familia s-a îmbrăcat, i-am condus în camera de la subsol care venise desemnată mai devreme. Trebuie spus aici că atunci când tovarășul Niculin și cu mine am făurit planul, nu ne-am gândit de dinainte că 1. Ferestrele vor permite mult zgomot. 2. Victimele vor sta lângă un zid de cărămidă și, în cele din urmă, 3. Aici era imposibil de prevăzut acest lucru, tragerea avea să se producă într-un mod necoordonat. Asta n-ar fi trebuit să se întâmple. Fiecare bărbat avea o persoană pe care s-au împuște, așa că totul ar fi trebuit să fie în regulă. Cauzele tragerii dezorganizate au devenit clare ulterior. Deși le-am spus victimelor prin Botkin că nu trebuie să ia nimic cu ei, au adunat diverse lucruri mărunte, perne, genți și tot așa mai departe, și mi se pare și un câine mic. Coborând în cameră, la intrarea în cameră în dreapta era o fereastră foarte largă, le-am ordonat să stea de-a lungul peretelui. Evident, în acel moment, nu și-au imaginat ce-i aștepta. Alexandra Feodorovna a spus chiar: nu sunt nici măcar scaune aici. Nicolae îl căra pe Alexei, stătea în cameră cu el în brațe, apoi am comandat câteva scaune. Pe unul dintre ele, în dreapta intrării, aproape în colț, s-a așezat Alexandra Feodorovna. Fiicele și servitoarea Demidova au stat lângă ea, în spatele ei, în stânga intrării. Nicolae îl pusese pe Alexei pe scaun și stătea în așa fel ca și cum l-ar fi protejat, iar în spatele lui stăteau doctorul Botkin, bucătarul și ceilalți. Din câte mi-amintesc, i-am spus lui Nicolae cam așa: rudele sale regale și apropiate din țară și din străinătate încercau să-l salveze, dar Sovietul Deputaților Muncitorilor a hotărât să-l lichideze.
În pușcă-i a mordonat. El a întrebat ce și s-a întors către Alexei. În acel moment l-am împușcat și l-am ucis pe loc. N-a avut timp să ne înfrunte pentru a primi un răspuns. Din acel moment au început tragerile dezorganizate, nu ordonate. Camera era mică, gloanțele au început să ricoșeze pentru că peretele era din cărămidă. Mai mult, focurile s-au intensificat atunci când au apărut primele strigăte ale victimelor. Am reușit să opresc tragerea, dar cu mare dificultate. Când tragerile au încetat, s-a dovedit că cele patru fiice, Alexandra Feodorovna și Demidova, erau încă în viață, de asemenea și Alexei. Cred că au leșinat de frică sau poate intenționat și așa au rămas în viață, mai spune Iurovski. Apoi am continuat să terminăm execuția. Anterior sugerasem să fie împușcați în inimă pentru a evita mult sânge. Alexei a rămas în picioare împietrit. L-am omorât. Apoi au împușcat fiicele, care se țineau îmbrățișate două câte două, în agonie. Ermakov, un bolșevic, a recurs la baionetă, dar nici asta n-a funcționat. În cele din urmă le-am ucis împușcându-le în cap. Abia în pădure, pe când transportam cadavrele, am descoperit în sfârșit motivul pentru care a fost atât de greu să le ucidem pe cele patru fiice și pe Alexandra Feodorovna. Ekaterinburg, noaptea de 16-17 iulie 1918. N-a fost suficient să fie asasinați. Trupurile Romanovilor au fost apoi dezbrăcate, mutilate, arse și îngropate într-un câmp în apropiere de satul Copteachi. Nu acela fusese locul stabilit pentru a îngropa familia Anastasiei. Era aleasă în prealabil o mină abandonată și inundată cu apă din cauza terenului mlăștinos, însă uciderea familiei avusese deja destul de multe neconcordanțe în program și timpul era deosebit de puțin pentru a finaliza totul corespunzător. Iorukova a afirmat în rapoartele sale că misiunea a fost extrem de dificilă și cu multe întârzieri neprevăzute. Asasinarea dezorganizată, camionul care a sosit târziu, oameni nepregătiți și detalii nestabilite corect au făcut ca totul să fie foarte complicat. Când au vrut să încarce trupurile, oamenii lui Iorukov și-au dat seama că nu au cu ce să le care, au improvizat târgi. Pe drum către mina abandonată au sesizat în hainele Romanovilor pietre scumpe. Acestea au constituit un alt dezechilibru al misiunii, căci bolșevicii, avizi de bogăție, s-au bătut care cum să fure diamantele. Iorukov a trebuit iarăși să facă ordine în rândul oamenilor și să-i amenințe cu moartea. Faptul că a trebuit să se oprească și să dezbrace victimele, să strângă nestematele, a fost iarăși un timp în plus consumat. El relatează, trebuie spus, situația devenise dificilă. În acel moment încă nu știam că mina nu ne va satisface deloc nevoile și acele nenorocite de obiecte de valoare. A trebuit din cauza lor să dispersez oamenii care, în mare parte, nu fuseseră pregătiți suficient pentru misiune, iar fiicele aveau corsetele aproape în întregime din diamante și alte pietre prețioase. Acestea nu doar că erau locuri perfecte pentru ascunziși, dar și armuri de protecție în același timp. De aceea nici gulanțele și nici baionetele n-au avut rezultate. Doar ei sunt de vină pentru agonia lor de moarte. Iorovski mai povestește că bunurile de valoare au fost adunate, că lucrurile personale ale Romanovilor au fost apoi arse și cadavrele complet goale au fost aruncate în acea mină la care până la urmă au ajuns, dar chiar în acel moment și-au dat seama că au început noi probleme. Apa, care era pe fundul minei, abia dacă acoperea trupurile. Se întreba constant ce să facă și-a dat seama că această înmormântare n-a fost o idee corespunzătoare și că era imposibil să lase lucrurile așa. Era necesar să o ia de la capă, dar nu știa ce să mai facă, unde să ducă corpurile. A fost la Comitetul Executiv Regional, a raportat autorităților cât de rău stăteau lucrurile. Drumul care ducea către satul Copteachi era un drum mlăștinos care trecea pe lângă o rigolă. Se gândea că dacă i-ar îngropa acolo fără privitori, nimeni nu i-ar fi găsit. Totuși, nici măcar n-a fost simplu pentru echipa criminală. Terenul fiind mlăștinos, mașinile paraginite au avut iarăși probleme cu transportarea cadavrelor care fuseseră încă o dată ridicate din mina în care inițial erau aruncate. Era oricum vară, începeau să se descompună, iar Iurovski avea nevoie de un plan care să nu fie cunoscut de nimeni și, bineînțeles, să poată îngropa cadavrele fără privitori. Mergând către pădurea Copteachi, pe acel loc mlăștinos, și-au dat seama că au întâmpinat alte probleme. Terenul era prea plin de apă, mașinile împotmolite au trebuit să descarce din cadavre.
au luat la nimereală două cadavre din mormanul care era într-o mașină. Dar și aceasta s-a împotmolit. Atunci au făcut repede o groapă fix acolo unde era și au aruncat cele două mici trupuri. În locul în care roțile mașinii au derapat, au creat o groapă mai mare în care au descărcat la nimerală celelalte nouă corpuri. Peste ele au pus traverse solide de lemn, le-au acoperit și pe acestea cu pământ și pe deasupra au mai făcut și un foc, ca și cum nimic să nu se poată bănui. Acela a fost locul în care familia Romanov a fost înmormântată. Două gropi, una mai mare, una mai mică, la 70 de metri, una distanță de alta. Iorukov a raportat superiorilor săi toate aceste fapte câteva zile mai târziu. Ulterior, toate lucrurile de valoare ale Romanovilor, corespondențele, jurnalele familiei au fost de asemenea predate oficialilor Partidului Comunist care, din ce pare, n-au distrus absolut orice urmă. Acestea au fost găsite mai târziu și făcute public, ca și această declarație a lui Iorukov. Dintre aceste mărturii, câteva au fost prezentate în lucrarea cu titlul Ultimul act al unei tragedii, scrisă de către V.V. Alexeiev, o carte apărută la Ekaterinburg în 1996. Deși mesajul către Lenin era foarte clar că întreaga familie a suferit aceeași soartă ca și capul ei, bolșevicii au anunțat publicului larg doar moartea lui Nicolae al II-lea Romanov. Comunicatul oficial de presă, relatând printre rânduri că soția și fiii lui Nicolae au fost duși într-un loc sigur, fără a se preciza ceva mai mult de atât. 8 ani consecutivi, conducerea sovietică a menținut dezinformări sistematice în ceea ce privea soarta familiei, mergând până într-acolo încât să sugereze că de fapt erau omorâți de revoluționari de stânga, nici de cum de către ei. Între timp, pe de-o parte, bolșevicii urmăreau peste tot fiecare Romanov în viață, pe de altă parte, Marea Britanie încerca să recupereze membrii regali și să-i aducă în viață pe pământ englezesc. În aprilie 1919, regina Alexandra, Regatului Unit, a trimis o telegramă către sora ei, împărăteasa văduvă Marie a Rusiei, îndemnând-o să părăsească țara înainte de a fi prea târziu pentru a scăpa de bolșevici, spunându-i că o navă a marinei britanice, Marlborough, a sosit și că este gata să o primească la bord și să o ducă în Malta sau în Anglia. Fericiți au fost romanovii care au hotărât să facă această mișcare. Nu știm dacă la acea vreme aveau consistență zvonurile că familia regală fusese ucisă, dar spionajul britanic posibil să fie aflat aceste lucruri fără să aibă ocazie să descopere unde erau îngrupate cadavrele. Posibil că în 1919 deja să se bănuiască că toată familia imperială nu mai era în viață, chiar dacă oficial nu se confirmase nimic. Abia în 1922, poate pentru că steaua lui Lenin începea să apună, el fiind răpus de boală, s-a confirmat moartea întregii familii. Despre corpurile acestora în continuare nici vorbă, nici urmă unde puteau fi. Rudele Anastasiei și ale familiei aveau să fie împrăștiate prin lume și să-și reconstruiască viața, care cum mai puteau. Datorită faptului că mulți ani s-a distribuit știrea că doar Nicolae Romanov a fost ucis, s-a dat naștere unei legende că alți membri ai familiei ar fi putut rămâne în viață. Mulți au început să declare că erau membrii Romanov supraviețuitori. Anastasia, ultima fiică a țarului, fu cea mai invocată ca supraviețuitoare, poate pentru că în momentul asasinării familiei era încă minoră, micuță ca și constituție fizică și ușor modificabilă. Cu 2 ani înainte să se declare oficial moartea întregii familii Romanov, fără a se devoala evident mormintele, în 1920, la Berlin, fiind internată într-un sanatoriu, femeie care nu prea-și amintea cine era. Aici cineva ar fi recunoscut-o din greșeală ca fiind arhiducesa Tatiana, însă femeia care se dovedise a se numi atunci Anna Anderson afirma că de fapt era o altă Romanov, cea mică Anastasia. E bine, povestea aceasta a cauzat rumor de nedescris și o speranță extraordinară în rândul romanovilor fugiți din Rusia și exilați care încotro și care au încercat ani de zile să dea de ultimul țar și de familia acestuia. Odată cu apariția acestei presupuse Anastasia, vestea a învolburat o lume întreagă. Unii au crezut răspunsurile la întrebarea cum de a ajuns să rămână în viață și
Poate că era de așteptat ca taberele apoi să fie împărțite. Anna Anderson a decedat și ea între timp, destul de târziu totuși, la o vârstă înaintată, dar nu înainte să declare și să susțină peste tot că viața ca Anastasia îi se datorează unui bolșevic care ar fi observat că ea încă mai era în viață după ce fusese împușcați și acesta ar fi cruțat-o. Au existat mulți curioși și cercetători care și-au dedicat timp studiului osemintelor acestei Anna Anderson, a indiciilor ADN, a mărturiilor pe care aceasta, cu generozitate și cu multă exactitate, le-a oferit. Mulți n-au putut lua în derâdere ceea ce ea afirma. Dar, datorită dezechilibrelor sale mentale, firește în acele condiții de viață până la urmă, mulți n-au oferit credit versiunii Annei Anderson în a convinge că este Anastasia. Din 1920 s-au scurs 70 de ani fără ca nimeni să nu poată demonstra nimic, căci cadavrele încă nu se descoperiseră. În lipsa osemintelor familiei Romanov, în lipsa unor comparații de ADN, cine putea confirma ceea ce Anna Anderson spusese? Abia în 1991, după căderea comunismului, în apropierea Ecaterinburgului, au fost descoperite întâmplător osemintele familiei și abia de atunci familia Romanov a reintrat în atențiile celor care doreau să aducă adevărul în suprafață. Merită menționat că poate descoperirea acestor oseminte după atâta mare timp n-a fost întâmplătoare, căci tehnologia modernă, care n-a existat în timpurile asasinării lor, a permis prin studii ADN complicate identificarea celor decedați. S-au găsit 9 corpuri în groapa cea mare, groapa principală, în care fuseseră aruncați țarul, țarina și 3 dintre copiii lor, asta datorită construcției osoase, și alte 4 schelete mature, care păreau a fi personalul de serviciu. Pentru că povestea Anastasiei și Anna Anderson apăruse, mulți sperau că un schelet să fi fost în minus, însă n-a fost așa. Numărul persoanelor au corespuns întocmai, deși au fost unele nelămuriri cu ocupanții celei de-a doua gropi, care existau 2 corpuri mai mici. Despre faptul că Anastasia era mai mică de statură se cunoaște din corespondențele pe care familia Romanov de dinainte de arestare le avusese cu diferiți membri. Însă și țarina povestea că Anastasia era scundă și dolofană, apoi în mărturile fotografice din ultimele lor clipe de detenție, stând alături de surorile sale, se vedea că era cea mai puțin înaltă, asta dacă ar mai conta cumva. Testele ADN de mai târziu, de mult mai târziu, sau dacă doriți cele mai recente teste de ADN din 2007, au fost destul de elaborate, realizate cu mijlocirea însuși a prințului Philip, duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta II. Acestea au devoalat că în groapa cea mică, groapa a doua, se afla Maria și Alexei de fapt. Dar, așa cum spuneam, în urma acestor teste și analize făcute prea în trecut ca să putem ști dacă probele ADN asupra Annei Anderson au fost corect preluate, s-a demonstrat că Anna și Anastasia n-au nicio legătură. Anna Anderson era doar o poloneză nebună și n-avea nicio legătură de ADN cu familia regală. Cel care a fost deosebit de interesat să scoată adevărul la suprafață a fost însuși prințul Philip al Marii Britanii, ducele de Edinburgh, el provenind dintr-o ramură de familie Mountbatten, care avea legături de rudenie apropiate cu Romanov. Nadejda Mihailova Mountbatten, marchiză de Milford Haven, fusese nodul de legătură dintre cele două ramuri aristocratice. Nadejda Rusoaică era o Romanov căsătorită cu un Mountbatten, un unchi îndepărtat, al, evident, prințului de Edinburgh. Măcar are marea contribuție că a încercat să aducă la lumină ceva din trecutul propriei sale familii. E bine, dragii mei, povestea a ajuns la final. Probabil că și în prezent există susținători ai familiei Romanov care încă mai cred în posibilitatea ca Anastasia să fi supraviețuit, chiar dacă acest lucru, cum spuneam, n-ar mai fi avut nicio relevanță în ziua de astăzi. Abia după 80 de ani de la moartea lor, osemintele familiei regale au fost înmormântate corespunzător tradiției, iar în anul 2000, Anastasia și familia ei a fost canonizată ca ocrotitori ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Aceasta a fost povestea Anastasiei Romanov, dragii mei. Otilia, povestitoarea voastră de astăzi, vă spune toate cele bune și vă așteaptă la un nou material. Interesant! Data viitoare!